Astăzi a avut loc un grav accident rutier pe DN6 în localitatea Șimian. O tânără a derapat cu mașina direct în șanț. Aceasta a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Autoturismul condus de o tânără a derapat, a rupt bara de protecție a unui pod și s-a răsturnat într-un șanț. Șoferița a reușit să iasă singură din mașină. Aceasta a fost testată cu aparatul etilotest, însă nu consumase băuturi alcoolice. Trei echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnul Severin au intervenit cu o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere și o ambulanță smur la un accident rutier produs pe raza localității Șimian DN6. În cursul după-amiezii, trei echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnul Severin au intervenit cu o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere și o ambulanță smurt la un accident rutier produs pe drumul național 6 pe raza localității Șimian. În accident a fost implicat un singur autoturist care a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat. O tânără în vârstă de circa 19 ani a primit îngrijiri medicale de la paramedicii smurt, ulterior refuzând transportul la spital. Pompierii au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor la autoturismul implicat în accident. În accident a fost implicat un singur autoturism care a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat. O tânără, în vârstă de circa 19 ani, a primit îngrijiri medicale de la paramedicii smurt, ulterior refuzând transportul la spital. Pompierii mehedințeni au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor la locul evenimentului. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Pagubele materiale sunt însemnate.